Ofertarul lui Ciuclaru. Hai să ne concentrăm puțin că a venit Bogdan Ciuclaru. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața! Uite, eram cu gândul la discuțiile astea de la Cotroceni. Iohannis, știți, e cu trenul, Olguța cu marș de tramvai, despre doamna Dăncilă mulți zic că e cu Pluta. O să fie interesant! Și vin și eu cu avionul. O să-mi cer scuze preventiv. Oricum aș formula ceea ce spun eu acum. O să sune puțin trivial, dar ni s-a crăpat pista. Adică ni s-a stricat. E vorba de calea de rulare de la aeroportul Otopeni. Asociația Pro Infrastructura a semnalat recent că am avea pe acolo gropi. Mai bine semnalizau, adică pune un triunghi, puneau un brăduț. Un brăduț, cum se face în România. Pui un brăduț pe pistă să vadă pilotul că acolo deci, e dita mai groapa. Ieri a aterizat un avion de ăsta super mare care a avut o problemă. Avea rovinietă? Din India sau ceva, da, cred că avea. Avea din rovinietă. Israel. Din Israel? Nu știu. Parcă. Nu, Israel. Ceva foarte mare, așa, care a avut o problemă tehnică și a aterizat aici. Din Vietnam. Așa, și ăla când a aterizat, îți dai seama cum ar fost să vadă un brăduț de la cum să punem canalizare. Alo, alo, turnul ce e acolo? Treci peste, nu-i problemă. Eu vreau doar atât să vă spun. N-ai tu treabă. E clar că autoritățile nu mai discriminează. Adică dacă avem gropi pe străzi, mi se pare normal să avem gropi și la burghejii. Ăștia care își permit să zboare cu avionul. Și pentru că e marți, vreau să conturăm din chestia asta o știre pozitivă, da? Da. Atenție! E bine că s-a stricat pista, pentru că din avion România pare o țară la fel ca toate celelalte. Adică... Și ar putea să fim derutați. Așa, după ce dă omul în grop din prima, după cum aterizează, își dă seama, doamne, asta e o țară specială. Da? Știe corect, din start corect cu cine are de-a face. În primul rând, noi nu mai avem nevoie de pistă de aterizare. La cum pleacă lumea din țară, nouă ne trebuie doar pistă de decolare. Corect. Vai, aceste cuvinte ne doare. Rău. Dacă avem pistă ok de aterizare, o să vină mai des ofticația aia de la Bruxelles, știți? Care ne ceartă, fără motiv. Aha. Ăștia de la Bruxelles să intre în România prin curtici. Scuzați expresia. Cu trenul, să vadă și ei cum ne-au lăsat multinaționalele... Ne-au luat banii, da, și n-am mai reușit să facem nimic. Nenorocire. Atenție! România e prea săracă pentru a avea aeroport, școli și spitale ca lumea. Mai întâi să ne ocupăm de pușcăriași, să-i vedem pe ei mulțumiți și apoi mofturile. Da? Dacă pista are gropi și piloții sunt ei așa șmecheri și meseriași, să aterizeze, domne, pe apă. Uite, la aeroportul internațional Belina. Numai dumneata, ce puteai să ai o idee atât de genială? Adică ce credeți, că nu există Belina International Airport? Adică supravizați va face, are curs în Brazilia. Dar zboruri exact, doar au mai operează. Fost premieri acolo și ei după aia au zburat. Unde? De era, tot! Aia era pistă de decolare. Exact. Și în fine, atenție, oricum era nașpa tot aeroportul ăsta mare de la Otopeni. Acolo sunt o grămadă de panouri, nu știu dacă ați văzut, cu mult scris. Și sunt unii intelectuali la guvern, nu spun care, care sunt foarte derutați așa și amețiți de la atâta scris. Da? Hai să-ți spun eu care e vestea cea mai bună. Ia, vestea cea mai bună este că gaura aia din pista de la Otopeni este de fapt gaura de intrare la metrou București-Otopeni, care se face ai, direct. Deci tu ai aterizat și deja ești în centru orașului. Te duci direct la avion. E tunelul secret care ajunge și spre Marea Neagră și coboară spre Turcia, exact, pe care dacii l-au construit clar de mult ce-i drept. În concluzie, la tot ce am spus până acum, asta e. Important e că suntem sănătoși și un an nou și mergem înainte. Sertarul lui Ciuclaru. DGFM. Ca să știi.